Deși am fi tentat să credem că anumite obiceiuri legate de sărbătorile din cursul anului bisericesc nu mai sunt la modă, ba mai mult că acestea sunt date uitării, există totuși destule locuri în țară unde tradițiile, obiceiurile și, în general, tot ceea ce ține de specificul fiecărei sărbători în parte, sunt păstrate cu sfințenie. Un astfel de loc l-am aflat în Bucovina, mai precis în localitatea Frasin, județul Suceava. Acolo, sărbătorile de iarnă, îndeosebi marele praznic al botezului Domnului sau al Iordanului, cum îl numesc localnicii, sunt așteptate cu nerăbdare. Tradițiile de bobotează încep din ajun și sunt foarte variate. Un prim obicei este acela că flăcăii din sat se strâng pentru a merge împreună ca să taie crucea de gheață. Aceasta nu înainte de a lua binecuvântare de la preotul din sat. Așa este obiceiul în satul nostru, ca în ajun de bobotează să se adune flăcăii satului și mergem împreună cu săniile să căutăm locul unde să tăiem crucea de gheață. Pentru marea sărbătoare care va fi mâine, prăznuim boboteaza, botezul Domnului nostru Iisus Hristos, plecăm în pădure cu săniile, băieții cu drujba pregătesc tăierea crucii. După ce tăiem crucea, strigăm Chilaresa, care reprezintă bucuria sărbătorii care vine. Chilaresa! 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 La noi, aici în inima Bucovinei, în această zi deosebită și înălțătoare la botezul Domnului, ați auzit strigându-se Chilaresa și poate v-ați întrebat ce înseamnă cuvântul acesta. Dacă ne-am luat etimologic, ar veni din limba greacă și de la Kyrieleison, care înseamnă Doamne miluiește. Deci oamenii invocă mila lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acela care ne ajută, ne binecuvintează, ne sfințește viața noastră și ne călăuzește pașii pe valurile vieții acesteia. După ce au tăiat crucea de gheață, flăcăii vin bucuroși spre sat, strigând în continuu Chilaresa. Acesta este strigătul pe care sătenii așteaptă să-l audă după ce crucea de gheață a fost scoasă intactă, semn al binecuvântării lui Dumnezeu, dar și al unui an bun și rodnic.